Alex Jones, un american care este renumit pentru promovarea teoriei conspirației, este obligat să plătească o compensație de 4,1 milioane de dolari, deoarece înțelege greșit că atacul din 2012 de la Sandy Hook School este o scenă, care scrie BBC. Părinții uneia dintre victime au cerut cel puțin 150 de milioane de dolari în procesul de defăimare Texas împotriva fondatorului InfoWars. Ei spun că sunt hărțuiți și suferă emoțional din cauza informațiilor greșite. 20 de copii și 6 adulți au fost împușcați la școala elementară Sandy Hook din Connecticut. Juriul în instanță din Austin a decis joi să ofere părinți compensații. Jones, care nu se afla în instanță când a fost anunțat verdictul, a susținut în mod repetat că atacul a fost o performanță deținută de guvern pentru a-i face pe americani dreptul de a ține arme și că părinții morților erau actori. El a pierdut o serie de procese de defăimare care au fost deschise de părinții victimelor, după ce nu a prezentat documente și mărturii care le au dovedit declarațiile. Dar acesta este primul în care juriul a stabilit daune financiare. Acest caz a fost deschis de Scarlett Lewis și Neil Heslin, părinții lui Jesse Lewis, care au murit în timpul atacului. Deși a tras declarația despre Sandy Hook, Jones a continuat să și folosească platforma online pentru a ataca judecătorii și judecătorii în acest caz. Editor AP.